Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! La postul nostru de televiziune, astăzi demarează cea de-a doua etapă a dezbaterilor electorale 2016 pentru candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova. În această seară, conform tragerii la sorți, în studioul Accent TV, sunt domnul Liviu Vovc, vicepreședinte Partidului Politic Demnitate și Adevăr. Bună seara și platform. Bine ați venit! Și doamna Maia Laguta, candidat independent la funcția de președinte a Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit în studioul seara, nostru. Mulțumesc de invitație. Pentru început vreau să vă informez, stimați telespectatori, că la această dezbatere a fost invitată și Silvia Radu, candidat independent la funcția de președinte a Republicii Moldova, dar cu părere de rău nu a putut să ne onoreze cu prezența în studio. Structura emisiunii noastre de astăzi este următoarea. Fiecare candidat îi sunt oferite câte 15 minute timp de antenă. Prima etapă conține, de fapt, o prezentare a platformei în timp de 2 minute. Etapa a doua conține întrebări din partea moderatorului. Sunt prezentate sau le sunt puse la dispoziție fiecărui candidat 6 minute. La a treia etapă sunt oferite 6 minute de asemenea pentru întrebările concurenților și sunt adresate reciproc, au posibilitatea să-și adreseze reciproc întrebări. Și etapa a patra, etapa finală, de fapt, conține un mesaj adresat alegătorilor în timp de un minut. Doamna Laguta, domnule Vovc, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru invitația și pentru faptul că ați dat curs invitației de a participa la această dezbatere și aș vrea, domnule Vovc, ca să procedem la cea de-a întâia rundă și, de fapt, să faceți o prezentare a platformei în ordinea tragerii la sorți, ca să nu existe divergențe la acest capitol. Avem 2 minute pentru prezentarea platformei. Vă rog. Bună ziua, cetățenii Republicii Moldova, îmi spune Liviu Vovc și vin din partea platformei Demnitate și Adevăr. După cum știți, de un an jumate suntem în luptă cu regimul criminal, suntem în luptă pentru scoaterea din captivitate a țării. Am participat împreună la proteste, am luptat cot la cot pentru a face acest lucru. Împreună, prin colectarea celor 400.000 de semnături, am reușit prin presiune socială să obținem ca președintele să fie ales pentru un vot direct. Acum a venit momentul în care putem să facem acest lucru. Știți foarte bine că platforma Demnitate și Adevăr, din care fac parte cei care au fost cu noi în piață, cei care au protestat, nu este un partid format ca celelalte, când oamenii vin dintr-un partid în altul, este format din protestatari. Avem un scop, să scoatem în captivitate țara și acum, deoarece am spus că șansele noastre cu un candidat comun sunt mult mai mari, știți foarte bine că din partea a trei partide a fost desemnată Maia Sandu drept candidatul comun, ceea ce vă îndemnăm și pe toți la 30 octombrie să ieșiți la vot și să votați un candidat antioligarhic, antisistem, un candidat care va lupta pentru Republica Moldova. Mai aveți 40 secunde, puteți utiliza acest timp? Desigur. Referitor la candidatul comun, aș dori să vorbesc că au fost mai multe discuții, am dus tratative, cum să ne unim forțele și cum să facem acest lucru. Doamna Maia Sandu are aceleași păreri despre cum ar trebui să evolueze lucrurile, astfel a acceptat toate revendicările populare care au fost până acum prezentate în Piața Marelor Naționale și care platforma le-a prezentat ca programul său politic. În primul rând este soluționarea problemei furtului miliardului, insistarea asupra unei anchete internaționale pentru a întoarce acești bani, contribuirea la recuperarea banilor și sancționarea celor vinovați și neadmiterea prin toate mijloacele legale ca oamenii să întoarcă miliardele care au fost furate de ei. Despre restul voi continua mai departe. Vă mulțumim. Doamna Laguta, aveți cele 2 minute ca să faceți o prezentare a platformei și principalele idei care urmează a fi implementate în calitate de viitor președinte Republicii Moldova. Da, vă mulțumesc. Stimați alegători, mă numesc Maia Laguta, mă cunoașteți mulți ani, aproape 15 ani mă cunoașteți pe mine și vreau să vă spun că toți candidații care vă prezintă o careva platformă atât de frumoasă cum și 25 de ani la rând au vorbit, acum noi nu alegem Guvernul Republicii Moldova care să vă prezinte un program de lucru cum să guverneze țara.
Acum noi suntem în campanie electorală privind alegerea președintelui țării. Asta înseamnă că președintele țării, ales de voi, alegători, trebuie să-și îndeplinească obligațiunile sale strict conform Constituției Republicii Moldova. Și conform Constituției Republicii Moldova, președintele țării este garantul suverenității. Asta, suverenitatea, asta înseamnă că puterea poporului. Timp de 25 de ani, știți foarte bine că toți pe care voi i-ați ales la putere au activat contrar prevederilor Constituției, au folosit puterea exclusiv în interesele lor, o jefuire totală a poporului din toate, prin toate domeniile, privind tarifele, fie tarifele, fie prețurile, fie sistemul bancar. Dacă citiți Constituția, nimic absolut nu s-a îndeplinit. Eu vă propun un candidat la postul de președintele țării din partea poporului, deoarece eu sunt unica din toți acești candidați care vine de jos, vine de la voi, de la cetățeni, care 15 ani a luptat cu toate partidele, cu toate guvernările, apărând interesele noastre. Acum voi aveți o șansă să vă alegeți un președinte de-al vostru, anume de-al vostru, care face tot posibilul ca să vă mulțumim, doamna Laguta. Și guvernul și parlamentul să activeze în interesul poporului. Acum, la cea de-a doua etapă, întrebări pentru reprezentantul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Prima întrebare, de fapt, sună în felul următor. Andrei Năstase nu se grăbește să meargă la CEC pentru a depune cerere în vederea retragerii în favoarea candidatului unic. De ce se întâmplă lucrul ăsta? E bine, știți foarte bine că în cursa electorală inițial s-au înregistrat 16 persoane, până la urmă au ajuns 12, dintre care un număr foarte mare sunt căpușe ale regimului care doar încearcă să ajungă și să discrediteze cei care într-adevăr luptă cu sistemul. Aceste persoane au fost implicate astfel ca dezbaterile electorale să participe cât mai mulți și să fie atacați candidații antisistem. Andrei Năstase a declarat că va avea un candidat comun și s-a ținut de cuvânt, acesta este Maia Sandu, iar conform legislației, astfel ca să nu ducem în eroare cetățenii Republicii Moldova, până la data 23 octombrie, el trebuie să se retragă din cursul electoral, să depună actele, astfel ca în buletinul de vot să nu fie Andrei Năstase sau să fie Andrei Năstase cu ștampila retras, pentru a nu duce în eroare cetățenii și să pierdem procente importante care ar putea salva scrutinul electoral și să nu admită ca Marian Lupu să ajungă în turul 2. Vă asigur că pe parcursul acestei săptămâni, până la 23 octombrie, astfel cum spune legislația, Andrei Năstase se va retrage din cursa electorală în susținerea candidatului comun Maia Sandu. De ce se retrage Andrei Năstase și nu Maia Sandu? Atât timp cât a fost o discuție comună între trei partide, inițial au fost patru, însă bine, domnul Leancă deja a bătut palma cu guvernarea, așa cum face de obicei, a făcut și mai devreme, acum iarăși a bătut palma cu guvernarea, au rămas trei partide care au hotărât să alegem o persoană care va putea să acceadă în turul 2 și acolo să câștige candidatul geopolitic de stânga. În ultimul timp, foarte mult s-a discutat despre faptul cum vor fi scoase din captivitate instituțiile statului. Dumneavoastră, ce propuneți la acest capitol? În primul rând, s-a spus, scopul principal al președintelui este neadmiterea ca banii care au fost furați din sistemul bancar să ajungă pe spatele cetățenilor. Pentru aceasta este nevoie de a bloca legea care a fost votată de către guvern, a fost și în același timp este nevoie de a iniția un referendum consultativ. Președintele poate face acest lucru, să inițieze un referendum consultativ pentru a întreba cetățenii ce să facem cu această lege. Ceea ce s-a întâmplat și în Islanda de câțiva ani în urmă, s-a inițiat un referendum consultativ unde oamenii au întrebat cum să rezolvăm această problemă. Același lucru poate să fie și aici. Plus, președintele este membru și conducătorul Consiliului Superior de Securitate, ceea ce este un lucru foarte important și toată informația care acum are Serviciul Intern de Securitate, sunt sigur că are informație suficientă despre cine a furat miliardul, cine a corupt deputații care au ajuns acum într-o majoritate parlamentară. Toate aceste informații este. Sunt sigur că este informație și despre 7 aprilie, cine a provocat acele maltratări ale tinerilor, așa că toată această informație cu un președinte integru care va lupta cu sistemul poate să aducă această informație la publicul larg. În cazul în care Maia Sandu ajunge președintea Republicii Moldova, Andrei Năstase va fi prim-ministru?
Haideți să ajungem la alegeri parlamentare. Unul din scopurile care și Maia Sandu l-a acceptat este ca în viitorul cât mai apropiat să provocăm alegerile anticipate, astfel ca să schimbăm majoritatea în Parlament. Și atunci când vom schimba majoritatea în Parlament, vom vorbi și despre candidatul la funcția de prim-ministru. Prin retragerea lui Andrei Năstase din cursa electorală, cine câștigă și cum sau de ce ar fi firesc? Păi, desigur că va câștiga poporul. Cum am mai spus, scopul candidatului comun încă din martie, pentru că cu această inițiativă a venit chiar domnul Andrei Năstase, a spus: pentru a lupta cu sistemul este nevoie de un candidat comun pentru a nu dispersa voturile între candidații antioligarhici, astfel că împreună vom reuși să nu permitem accederea candidatului oligarhic Marian Lupu în turul 2, iar în turul 2 vom reuși să nu admitem ca vectorul european să fie schimbat spre unul de stânga, de est. Prin participarea lui Andrei Năstase în campanie electorală, candidatul Partidului Democrat, Marian Lupu, intră în turul 2? În niciun caz. Ce rol a avut Occidentul în decizia de a se retrage Andrei Năstase din cursa electorală? Foarte mult s-a discutat și haideți să... Desigur, dar haideți să înțelegem la ce posturi TV s-a discutat. Știm foarte bine că media holdingul al lui Plahotniuc, știu că are câteva canale, nu știu dacă este permis să le spun acum în public, dar cetățenii care privesc știu foarte bine unde se promovează minciuna și dezinformarea. Această decizie a fost luată de către membrii partidului, prin intermediul biroulor politice, prin intermediul Consiliului Național, de comun acord pentru a face acest pas. Și noi, desigur, partenerii rexe ar putea să susțină, dar nimeni nu s-a implicat în hotărâre pentru că este statul nostru, este decizia noastră și luptăm pentru țara noastră noi. Responsabili sunt cetățenii Republicii Moldova și noi trebuie să fim cei care să luptăm. Și a mai anunțat intenția și alți candidați de a se retrage din curs în favoarea doamnei Sandu? Deja două partide au declarat că se retrag în favoarea candidatului comun, vorbind de Partidul Verde Ecologist și de Partidul Liberal Reformator, care astăzi chiar a declarat. Și chiar venim prin acest intermediu cu un îndemn față de ceilalți candidați care știu că nu au șansă să câștige și nici nu sunt, presupun că nu sunt al lui Plahotniuc, să demonstreze acest lucru, să se retragă în favoarea candidatului comun și să câștigăm poate chiar din turul 2 alegerile prezidențiale. Care va fi viitorul politic al domnului Năstase și a doamnei Sandu în cazul în care nu ajung în fruntea statului? Eu vă asigur că în fruntea statului va ajunge un candidat antisistem, de aici se va începe schimbarea la nivel general, vom lupta deja de la egal la egal cu puterea, însă platforma luptă mai departe, la fel cum a făcut un an jumate, împreună cu cetățenii vom lupta, vom iniția inițiative, vom prezenta proiecte legislative, astfel ca să readucem la viață toate cele revendicări sociale, economice care au fost votate în Piața Marilor Naționale. Viitorul președinte, cum va elucida furtul din sistemul bancar? Știți foarte bine că Andrei Năstase deja a fost de două ori în America, unde a discutat cu instituțiile de investigație de acolo. Este deja inițiată o investigație pe baza furtului miliardului din Republica Moldova. Președintele viitor, care va fi al Republicii Moldova, va reuși prin intermediul său de asemenea să ceară acest ajutor din partea instituției internaționale. Acest lucru s-a întâmplat câțiva ani în urmă în Nigeria, când președintele nigerian a venit cu un apel la instituții internaționale, la Interpol, la Europol, la FBI și au cerut ca și ei să se implice astfel. Și atunci când au fost blocate toate instituțiile din interiorul țării, împreună cu instituții internaționale, a reușit să întoarcă 9 miliarde de euro. Vă mulțumim. Doamna Laguta, acum setul de întrebări pentru dumneavoastră din cea de-a doua etapă. Prima întrebare este, bănuiesc, una destul de simplă. În campanie electorală se tot vorbește despre cheltuieli, despre mijloace financiare atât din partea, cheltuite, mai bine zis, atât din partea concurenților electorali care au venit independenți, cât și a partidilor politice. Cât a cheltuit în această campanie electorală Maia Laguta? Care sunt cheltuielile? Niciodată, nici într-o campanie electorală, de câte ori eu mă implic activ, n-am cheltuit niciun bănuț și până în prezent n-am cheltuit niciun bănuț, folosesc numai timpul oferit gratuit de stat la acele canale de televiziune care au acceptat să
să mă invite, da. Așa că până astăzi eu n-am cheltuit niciun bănuț, dar fac un apel către toți cetățenii pe care eu timp de 15 ani i-am ajutat, foarte multe ogrezi am ajutat, definitiv le-am salvat. Acolo, în acele blocuri, sunt agenți economici care, din cuvinte, tare mă mulțumeau 10 de ani și acum mă mulțumesc. Dar voi fi foarte mulțumită dacă totuși mi-ți acorda un ajutor careva material, măcar pentru volante, ca să le răspândesc peste toată țara. Prezentul scrutin este cel de-al 17-lea număr la care participați, dacă nu greșesc. Potrivit datelor CEC, acumulați de regulă sub 2000 de voturi. Pe ce loc vă plasează ultimele sondaje de opinie în această campanie electorală? Stimați alegători, toate sondajele acestea este o manipulare a conștiență dumneavoastră ca să vă fi băgat în cap anume acei candidați de care are nevoie puterea. Dumneavoastră cunoașteți fiecare alegeri, anume așa puterea procedează. Și timp de 25 de ani puteți să faceți concluzii că anume așa și s-a petrecut. Pe mine nimeni din putere nu mă ia în vedere deloc, să nu mă audă lumea, să nu știe, să nu mă voteze și eu sper numai pe voi, care acum eu vă deschid ochii și vă spun că sondajul este o manipulare a opiniei dumneavoastră. Ca voi să vă duceți, puterea are nevoie ca voi binevol să vă duceți pe cineva să-i votați dintre cei 5-6 care ei zilnic vă propun și îl desenează acolo aceste procente de sondaj, adică desenați, vă spun încă o dată, de ei. Și atunci se primește că voi binevol îi aduceți pe dânsii la putere. Care va fi primul decret semnat în calitate de președinte? Veți dizolva Parlamentul? Nu. Eu nu doresc un haos, eu m-am săturat de alegeri, ne-am prefăcut într-un stat ca Gonduras. Fiecare jumătate de an numai alegeri, banii la cine-s? Tot la dânșii. Ei vor forma datele noastre personale din registru la dânșii. Ei vor crea noi și noi partide, vor pune în frunte cum acum au făcut noi capuri vorbitoare și iar lumea ar să aleagă pe dânșii. Cum acum domnul Vovc, eu consider că asta e o încălcare, el acum prezintă interesele Maia Sandu atunci când aici trebuie să stea domnul Năstase. Asta am o observație. El prezintă interesele doamnei Sandu. Poftim? Nu este. O să avem întrebări reciproce și o să discutăm la acest capitol, vă rog. Nu. Eu vă spun, acum eu vă dau o șansă la toți, deoarece vouă, poporul, e o șansă, că eu n-am să pierd absolut nimic. Eu mă duc la acest post și să jertfesc. Și primul pas care am să-l fac, deoarece eu personal am cele mai mari pretenții, nu față de business care acolo ascunde veniturile, nu plătesc, față de funcționari de stat, care și acei bani care business-ul îi plătește, ei le fură, de aceea toți nu vor să plătească, ca banii ăștia nu se întorc nici într-un fel de bine pentru popor. De aceea prima ce am să fac, am să desemnez președintele are dreptul să înainteze o candidatură nouă la prim-ministru și va fi din partea poporului și președintele țării, dumneavoastră știți foarte bine, ei n-a să aibă încotro. Dacă Parlamentul nu o să dorească să fie dizolvat, nu din prima propunere, dintr-a doua să fie nevoiți să voteze dacă o să dorească mai departe să lucreze. Și președintele a poporului cu prim-ministru a poporului, noi știm cum să procedăm și avem toate mecanismele pentru ca să impunem toți funcționarii de stat să activeze în interesul poporului. Și așa cu încetul vom întoarce puterea poporului. Anterior spuneați că Republica Moldova nu are nevoie de instituția prezidențială și că ar trebui desființată. De ce v-ați schimbat părerea la acest capitol? Eu nu m-am schimbat și o spun permanent. 25 de ani, așa președinți care noi am avut și eu am spus că 18 milioane cel puțin pe noi ne costă întreținerea acestei președinții, de așa președinții poporul nu are nevoie. Nu are nevoie. Dar dacă să vorbim că vine un președinte nu din partea partidelor, dar din partea poporului, pentru ca să întoarcă puterea poporului și să impună toate instituțiile de stat,
să activeze interesul poporului, numai în acest caz eu sunt de acord cu președinția. De ce? De atâta că ei acolo sunt mulți în guvern, ei se mănâncă, ei nu găsesc, eu sunt una singură și eu sunt glava государства, ajutați-mă, vă rog. Puterea în stat. Nu, glava, cea mai principală putere din stat. Cea mai principală putere din stat. Eu n-am cu cine să mă contrazic, eu am să activez în interesul poporului, deoarece eu vin de acolo și știu toate problemele, știu cum să le rezolv. De ce nu susțineți ideea unui candidat unic? Pe mine nu mă interesează nici al lor candidat unic, nici ei aparte, nici partidul PLDM care s-a aliniat tot acolo, deoarece Filatul a nimerit în închisoare, dar ei toți au fost implicați și ei poartă vină ca așa un fel de lider, ne-a adus nouă în calitate de prim-ministru și ei au fost implicați în toate acestea. N-am nevoie nici de Năstase, nu am nevoie care au folosit lumea ca un protest pașnic, un protest... Vă mulțumim, atât a fost timpul. Domnule Vovc, la cea de-a treia etapă aveți posibilitatea să acordați întrebări doamnei Laguta. Vă rog. Sigur, aș vrea să spun doar o menționare. Știți, este un proverb: unde unul nu-i putere, unde-i mulți, puterea crește. De una singură doamnă aia nu o să reușiți nimic. Da, vă rog, dar întrebarea. Întrebarea pentru doamna Laguta. Ne-ați menționat numai ce, că sunteți de una singură. Președintele țării, un președinte. Asta nu înseamnă că eu doamna Laguta, haideți să ascultăm întrebarea. Doamna Maia, vreau să vă menționez în primul rând că ați spus până acum că nimeni nu luptă cu sistemul, că toți sunt din sistem. Vreau să vă spun că Platforma de Demnitate și Adevăr este altfel. Începând că cu primele proteste am reușit multe lucruri, chiar fără a avea putere legislativă, executivă, judecătorească, nicio putere nu am avut. Întrebarea dumneavoastră. Ce zici? Eu spun și acum și la final o să spun întrebarea. Protestul din 3 mai. Mai târziu s-a aflat că datorită acelui protest, știți foarte bine, Kiril Gaburici a semnat un decret de 5 miliarde de lei. După aia, după protestul din 3 mai, dânsul trebuia să mai semneze un decret de 7 miliarde de lei, de frica poporului, de frica protestelor din Piața Marilor Naționale. El a spus că mai bine îmi dau demisia decât greșit să semnez. A fost și declarația domnului Vladimir Voronin și această informație este veridică. După aceasta, protestul din 4 octombrie, când a reușit să-i certăm pe Filat cu Plahotniuc. Domnule Vovc, nu vă supărați, dar regulamentul este unul strict. Acordăm întrebări și nu beneficiem încă o dată de cele 6 minute sau un alt timp de antenă. Am înțeles. Concret la temă. 20 ianuarie l-am dat pe Plahotniuc jos împreună cu poporul și întrebarea noastră este, dacă tot ați spus că sunteți împotriva alegerilor parlamentare anticipate, sondajele au ratat că această conducere deja este sub 10% în sondaje. Eu nu am spus că sunt împotriva. Vă rog, doamna Laguta. Întrebare, vă rog. Dumneavoastră s-ați spus că sunteți contra alegerilor anticipate. Întrebare, în acest caz, dumneavoastră dați credit de încredere guvernării actuale? Niciodată. Asta în primul rând. Dar eu personal n-am să vin ca președinte pentru a dizolva. Eu am să-i fac așa ca ei singuri ar să procedeze ca să se dizolveze sau nu. Sau o să activeze interesul poporului. Iată așa, dar faptul că președinte vine cum domnul Cibașenco numai să dizolveze parlamentul și atunci pentru ce trebuiește președinte? Ce o să fie în țara asta? Președinte noi, dizolvat parlament, ei, totul la ei o să ajungă cu bani mari, grei, furați de la popor, totul la ei o să ajungă acolo în parlament. Oare nu e clar? Și nu contează dacă careva un nou cap vorbitor cu un nou partid a să apare. Totul ăsta, ei nimeresc acolo toți care au banii furați de la popor, prin diferite căi. Așa că nu avem nevoie. Eu ca președinte consider că neapărat trebuie să impun pe toți. Și dacă președintele este garantul suverenității, trebuie să îndeplinească Constituția, ceea ce nu s-a îndeplinit absolut nimic în timp de 25 de ani, credeți-mă, președintele are și pârghii și mecanisme de a impune toate instituțiile de stat. Eu nu vreau să le spun acum public, de atâta că ceilalți concurenți, de-a m-am convins. Ceea ce eu vorbesc, ei se înarmează, eu și numai să vorbească dacă să nu deplinească. De aceea eu, mecanismele sunt pentru a influența toate instituțiile de stat și o să fie implementate cu toată forța. Vă rog, domnule Vov, alte întrebări? Continui eu cu întrebările, da. Da. Ok,
Totodată țin o să rog regia ca să plăsize cronometru pentru doamna Laguta, acele 6 minute pe care le are dumneavoastră pentru răspuns. Totodată vreau să vă amintesc despre atunci când Platforma Demnitatea și Adevăr a venit la CEC pentru a spune că au fost Marian Lupu, candidatul Partidului Democrat, a fost înregistrat prin Flarhaudă într-o zi de sâmbătă. Am venit cu dovezi, am venit pentru a cere excluderea dumnealui. Dumneavoastră nu ați sărit în apărarea cetățenilor pentru a scoate un candidat oligarhic din cursa electorală, dar ați sărit în atacul Platformei Demnitatea Adevăr și pentru care a venit să apere interesul cetățenilor și de a exclude pe Marian Lupu. De ce? Dumneavoastră așa prezentați. În acest zi când voi ați venit, nu ați venit cu nicio probă. Noi și așa știm ce reprezintă Marian Lupu. Noi știm foarte bine cum așa, noi înțelegem. Cu asta voi ați venit. Voi ați venit pentru PR. Dar în acea zi, taman, se rezolva problema mea. O să fiu eu înregistrată sau nu? Voi ați venit numai pentru PR și nu prezentați, vă rog. Nu prezentați, vă rog, publicul așa că eu am fost pentru Marian Lupu. Noi cu toții știm, voi n-ați venit să-l scoateți și n-ați făcut nimic ca să-l scoateți. Nu v-ați adresat nicăieri, nu ați ridicat toată lumea contra la asta. Ați venit să faceți PR la CEC și ați venit cu camerele și ați dus camerele toate, dar eu așteptam în acel moment a mea întrebare. O să fiu eu, că foarte mult au fost depuse timp de o lună de oameni și eram cu interesată, a să fiu înregistrată sau nu? Și așa că pentru PR-ul vostru ieftin, de atâta și eu așa m-am expus. Și asta nu are nimic comun cu Marian Lupru, care știe toată țara cum el a devenit numărul 1 pe liste. Ca să veniți voi încă o dată să mai declarați. Noi și așa asta știm. Spuneți-ne ceva ce noi nu știm și faceți ceva ceea ce noi nu putem. Vă rog, alte întrebări? Am menționat până acum ceea ce am reușit să facem, ce nu s-a făcut până acum și pot să vă spun că nu a fost un gest de PR, dar am venit și în instanța de judecată pentru a cere excludere lui Marian Lupu. Știm foarte bine cine sunt instanțele judecătorești și că a fost o bătaie de joc ceea ce s-a întâmplat la Curtea de Apel. Curtea Supremă de Justiție încă nu s-a expus asupra cazului, dar noi vom lupta și vom demonstra că Marian Lupu a fost înregistrat greșit, a fost înregistrat conform legii și că trebuie să fie exclus din cursa electorală. În pofida faptului că CEC-ul este a lor, că judecătoriile sunt a lor, că Plahotniuc conduce cu tot statul, noi vom cere că el să fie în continuare exclus din cursa electorală. Veți cere și dumneavoastră? Veți cere și dumneavoastră? Dar eu cer tot. Eu cer de la alegători să nu-i aleagă pe dânsii pe nimeni, așa cum au procedat 25 de ani. Doar aveți oameni buni, experiență, știți la ce viață ne-au adus ei pe toți noi. O leacă, unde conștiința o leacă a dumneavoastră? Chiar eu sper în pe conștiință, că v-am dat cunoștință. Ce-i cu zondajele este, cum nimerești Audi Lupo, cum ceilalți? La dânsii absolut tot în mâinile lor, atunci când scuipând în mine, când ei se râd de mine, că eu una, adică singură ce eu pot să fac, ei scuipă în tot poporul. Eu sunt reprezentanta voastră și v-am dovedit timp de 15 ani că eu sunt reprezentanta voastră, refuzând lor și partidelor să nimeresc în Parlament, refuzând și la posturi, am rămas jos și am luptat cu dânșii de jos, de atât, în toate domeniile. Te cunosc foarte bine cum eu făcut, prin care și cum trebuie eu să întorc înapoi ca să vă întorc puterea poporului. Nou să ne întoarcem. Scurt, întrebări. Am înțeles. Scopul meu a fost să văd dacă sunteți acolită sistemul sau sunteți contra sistemul și de a vă îndemna să mergeți cu un candidat comun în campania electorală. Ceea ce aș vrea să vă mai întreb, care sunt totuși planurile noastre? 3-4 puncte care o să le faceți? Obiectivele pe care vi le propuneți. Eu v-am spus încă o dată, principal anume că noi acum alegem nu guvernul Republicii Moldova, dar noi acum alegem președintele țării. Și noi timp de 25 de ani trăim într-o situație anticonstituțională când puterea activează contrar prevederilor legale, numai se bazează pe scopuri, pe interese proprii, a se îmbogăți cu orice preț. Și ceea ce o spun eu, o cunoaște toată țara. Cel mai principal pas, vă spun încă o dată, ca președintele țării să fie ales din partea poporului, dintre cei care au suferit 25 de ani în urma tuturor partidelor care au fost și au guvernat. Anume din partea poporului pentru a întoarce puterea poporului și pentru a, nu vreau să repet,
Dacă nu vei clar dumneavoastră, înseamnă că nici nu înțelegeți ce trebuie să facă președintele. Președintele trebuie să se întoarcă toate instituțiile de stat în cadrul constituțional. Fiecare funcționar să îndeplinească funcțiile sale în mod corespunzător în interesul cetățeanului. Avem o idee comună aici. Nu, ideea voastră eu știu. Nici Maia Sandu voastră eu n-am nevoie de dânsă, deoarece vă răspund. Dumneavoastră ați spus că ați făcut un Doamne ferește ce bine în urma acțiunilor voastre după ce o semnat Gaburici, mai mult nimeni nu semnat. Și dumneavoastră, datorită dumneavoastră acțiunilor, a fost scos Gaburici. Nu! Datorită poporului. Nu, nici poporul atunci. Nu mințiți și nu folosiți acum poporul care nici o revindicare în interesul lor n-ați ridicat. Că lumea a venit săracă acolo, năcăjită. I-a aștepta în interesul lor să fie. Ce se întâmplă? Când l-a pus eu răspund acum. Când l-a pus pe domnul Leancă în prim-ministru la dâns și așa e procedura. Pe o perioadă să fie el să semneze, pe urmă îl scoate, adică îl duci de la răspundere, îl scoate de la răspundere, scotându-l din funcția asta, nu e pedeapsă, l-o scos la răspundere. Pe urmă l-o pus pe Gaburici, iar pe perioadă să semneze, pe urmă iarăși îi scoate. Și doamna voastră, Sandu, oare fiind ministru, de ce nu a ieșit atunci public așa cum ies eu permanent dacă ceva pregătește puterea contra poporului? Ea fiind ministru, de ce atunci public n-a ieșit și n-a spus: oameni buni, se pregătește ce e? Mai mult ca atât, guvernul cu parlamentul a pregătit acest jaf din start, a pregătit, din tăi guvernul a emis acte normative și apoi parlamentul a făcut modificări, schimbări în legislație. A fost tot pregătit și acum vreți să-mi spuneți că doamna dumneavoastră înaintată să fie comun, stimați alegători, să oferească Dumnezeu. În 50 de secunde, încă o întrebare pentru doamna Laguta, într-un răspuns de 50 de secunde. Dacă nu aveți întrebări, îmi revine acest drept mie ca să-i... E bine, ceea ce vreau să spun este faptul că când dumneavoastră nu ați prezentat raportul financiar, v-am întrebat de ce ați spus că nu cunoașteți legislația electorală. Necunoscând legislația electorală, cum ați putea să fiți un președinte dacă nu cunoașteți? Eu n-am înțeles ce nu cunosc eu. Nu ați prezentat raportul financiar pe primele două săptămâni a campaniei electorale și CECU chiar v-a avertizat pe dumneavoastră pentru ce? Eu l-am prezentat de aceea că nu am folosit niciun bănuț. Eu n-am prezentat raport. Eu nu sunt obligat în raport. Eu am scris cerere. Eu am scris cerere, că eu nu am deschis cont, legea privede, dacă am deschis cont în timp de 3 zile, eu trebuie să informez CECU și apoi să prezint rapoarte de cheltuieli. Eu n-am deschis cont și am scris cerere, că eu n-am deschis cont și eu n-am cheltuit până la data de azi niciun leu. Gata. Eu mi-am îndeplinit obligațiunile mele. Vă mulțumim, doamna Laguta. Acum, seria de întrebări ale dumneavoastră pentru domnul Vovc. Vă rog. Eu nu am întrebări față de domnul Vovc. El e om simplu. El îmi amintește mie pe aceiași alegători de jos când Filat a format repede partid, având bani mari, o adus din toate republicile în piața mari adunări naționale și toată lumea. Eu am venit atunci și le spuneam: oameni buni, voi înțelegeți că asta e o amăgeală. Doamna Laguta, întrebarea. Știți, acum, știți cine-i Filat? Zic, dar poate aici ar să facă. Exact așa greșește și domnul Vovc când vrea să o angajați să prezinte persoane care, adică ei ar să, doamna, cine acolo, Sandu, adică doamna Sandu... Doamna Laguta, fiind... timpul dumneavoastră a expirat, avem nevoie de întrebări, nu vă supărați. Dar eu am spus că n-am nevoie de păi întrebări. Păi dumneavoastră ați utilizat timpul prevăzut, ați răspuns la întrebările domnului Vovc, ați avut timp de antenă, acum se întoarce aceeași monedă. Dacă nu aveți dumneavoastră întrebări, am atunci eu. Îmi revine acest drept. Domnule Vovc, spuneți-mi, vă rog, relațiile cu vecinii care vor fi după această campanie electorală și dacă domnul Năstase ajunge ca să fie în fruntea țării.
mă refer și dintr-o parte și din cealaltă. Pentru că în campania asta electorală foarte mult se vehiculează pe relațiile cu vecinii. Corect. De fapt, alegătorii noștri sunt deprinși de 25 de ani să nu voteze candidați integri care luptă pentru cetățeni, care luptă pentru Republica Moldova, dar sunt speriați cu geopolitica, că vin tancurile rusești, că vin tancurile americane. Poziția noastră este că, în primul rând, trebuie să facem ordine la noi acasă, să facem regulă în statul nostru, să facem regulă în instituțiile noastre. Ceea ce sunt sigur că de comun acord cu candidatul PAS vom reuși și vom face acest lucru. După aceasta, desigur că relațiile nici cu Rusia, nici cu Uniunea Europeană nu trebuie să fie stricate, nu trebuie să oprim acordul de asociere. Trebuie să luptăm astfel ca din toate părțile să primim beneficii și să ne dezvoltăm într-un timp record. Cum veți lupta cu extremiștii? Mă refer aici inclusiv unioniștii și alte structuri care pun sub îndoială integritatea statului. E bine, eu nu aș numi unioniștii drept extremiști, aș numi ca un anumit contingent din cetățenii Republicii Moldova care au numit o viziune. Nu putem spune că nu vorbim o limbă română și astfel nu putem declara că unioniștii sunt extremiști. Au dreptul să-și expună acest lucru, au dreptul să organizeze manifestații. Nu cred că vor organiza lovituri de stat, dar chiar și dacă vor dori acest lucru, atunci să inițieze un referendum și prin intermediul lui să vedem dacă Republica Moldova se va uni sau va rămâne un stat independent. Credeți că Parlamentul Republicii Moldova urmează să-și păstreze aceeași componență, mă refer la 101 deputați, sau el necesită a fi redus? Știți foarte bine că în referendumul din iarnă noi am prezentat 4 puncte pentru care era scoaterea imunității parlamentare și reducerea la 71 de deputați, pentru că nu este necesar de balast în Parlament, 71 de deputați pentru o țară ca Republica Moldova, care are mai puțin de 3 milioane, bine, ce spune că cu tot cu morți suntem 3.200.000, dar acest lucru nu este corect. În Parlament 71 de deputați sunt suficient și sunt sigur că viitorul președinte și chiar Maia Sandu a acceptat ca revendicările care au fost puse în referendumul din iarnă, cele 400.000 de semnături, să le aducă la valoare și să organizeze acest referendum, astfel ca și alegerea președintelui prin vot direct să fie în mod constituțional schimbată și să fie făcută corect. Care este poziția dumneavoastră raportat la deschiderea a mai multor secții de votare peste hotare? Acest fapt iarăși a fost foarte mult și este discutat acum în plin campanie electorală, inclusiv Federația Rusă, dar și țările din Occident. Cu regret, cetățenii Republicii Moldova, o mare parte din ei sunt plecați peste hotare, astfel că încă din august, dacă nu greșesc, din august, septembrie, Platforma de Unitate și Adevăr a venit cu un apel către Comisia Electorală Centrală să deschidă cât mai multe secții de votare în străinătate, astfel ca fiecare cetățean să poată veni să-și exprime dreptul la vot. Totodată am venit și cu un apel cetățenilor din diasporă să se implice, să iasă la vot și totodată să telefoneze acasă, să spună părinților, rudelor, să iasă la vot, să îndemne să voteze un candidat antioligarhic, pentru că doar așa putem scoate țara din captivitate, putem crea locuri de muncă, putem face astfel ca și cei de peste hotare să poată reveni la ei acasă. Vreau să ne explicați cum are loc și cât de transparenți sunt membrii partidului pe care îl reprezentanți, pentru că vi s-a dus deseori acuzații la capitolul integritate. Mai multe posturi de televiziune, instituții media, ca să nu le enumerăm, au pus la îndoială. Haideți să ne explicați dumneavoastră. Bine, haideți să înțelegem un lucru. Posturile de televiziune care dumneavoastră le menționați, ele niciodată nu au prezentat informație veridică, au prezentat doar minciuni. Ceea ce spun și despre guvernare, că este avem stabilitate acum, că pensiile au crescut, că totul este bine la noi în țară. Acest lucru nu se întâmplă și se vede că aceste posturi al lui Plahotniuc, care sunt subordonate lui deja și prin acte demonstrat, nu prezintă adevărul. Totodată știm foarte bine că în campania parlamentară un candidat a fost scos din cursă electorală pentru finanțări din exteriorul țării. Noi nu am fost extra, nu am fost scoși din cursă electorală. Totodată vreau să menționez că ceea ce se vehiculează este doar o minciună. Cine sunt partenerii dumneavoastră externi? Cine vă susține în această... Aveți susținerea Occidentului? Aveți altă state? Știți foarte bine că domnul Năsase a fost în Congresul American. Deja 3 congresmeni au semnat și o rezoluție, ceea ce prevede o listă de persoane non grata.
un fel de lista Magnitsky. Totodată ați văzut că în susținerea candidatului comun și în susținerea gestului care l-a făcut Andrei Năstase pentru viitorul țării, a venit și liderul PPE din Uniunea Europeană. Totodată astăzi a venit și un deputat din Bundestag care a salutat această inițiativă. Noi nu suntem cei care venim să cerșim susținerea. Uniunea Europeană, partenerii externi, văzând că noi suntem într-adevăr o forță care își dorește schimbarea, vin ei cu susținerea, în susținerea noastră. În cazul în care Maia Sandu ajunge președintea Republicii Moldova, veți merge pe ideea de un guvern tehnocrat? Desigur, aceasta este poziția doamnei Maia Sandu, inclusiv și a noastră. În fiecare funcție trebuie să se află o persoană care cunoaște acele prerogative care sunt acestei funcții. Astfel, un guvern tehnocrat va putea face reformele necesare, astfel pentru a schimba legislația, astfel pentru a promulga toate proiectele sociale, toate proiectele social-economice ale platformei, astfel pentru a majora pensia la minimul de existență, pentru că știm că este ireal de a crea o pensie acum, o pensie reală, o pensie prin care oamenii să poată supraviețui, dar minimul de existență poate fi asigurat și acesta este asigurat și prin Constituție, astfel că pentru aceste lucruri este nevoie de o echipă puternică care o vom putea crea după alegerile parlamentare anticipate. Ce se va întâmpla cu instituțiile statului care au fost partajate politic? Sunt sigur că instituțiile statului, așa cum au făcut până acum partidele de la guvernare, asta nu se va întâmpla atunci când vor veni partide noi, partide care luptă pentru cetățenii Republicii Moldova. Procuratura trebuie să fie un procuror integru, ceea ce și luptăm noi, să fie un procuror independent, apolitic, care să aresteze pe toți cei vinovați și să-i tragă la răspundere. Inclusiv CNA-ul trebuie să fie un fel de DNA românesc, să lupte cu corupții și să fie independent, să nu depindă de către majoritatea parlamentară sau de către partidele politice. Avem șanse ca să facem acest lucru de sine stătător, pentru că un alt candidat electoral spunea că este nevoie să aducem DNA-ul. Scurt, în 15 secunde. Sunt sigur în puterea poporului nostru și vom reuși și acest lucru, la fel cum am reușit și toate revendicările care le-am menționat până acum. Și din ceea ce am reușit noi până acum, aș vrea să spun că 20 ianuarie neadmiterea ca Vlad Poponiuc să fie prim-ministru e datorită. Domnule Vovc, am ajuns la cea de-a patra etapă și de fapt ultima. Aveți un minut la dispoziție ca să veniți cu un mesaj adresat alegătorilor. După aceea trecem la doamna Laguta. Aveți un minut, vă rog. Stimați cetățeni, vă îndemnăm să ne folosim de ceea ce am reușit împreună. Am reușit să obținem alegerile președintelui prin vot direct, știind că acest lucru este cel mai important și este prima cărămidă care va putea demola sistemul. Vă îndemnăm pe toți, ieșiți la vot, ieșiți pe 30 octombrie în secțiile de votare. Acesta trebuie să fie protestul întregii societăți contra guvernării oligarhice. Votați candidatul comun Maia Sandu și îndemnați toți ceilalți cetățeni, rudele, prietenii, frații, să iasă la vot, să nu admitem fraudarea. Dacă dumneavoastră nu veți ieși, atunci în locul dumneavoastră vor vota ei. Morții deja votează pentru lupul. Haideți să nu admitem ca măcar cei vii să nu fie folosite voturile voastre în susținerea candidatului oligarhic Marian Lupu. Vă îndemnăm pe toți, ieșiți la vot și să luptăm să ne scoatem țara din captivitate. Vă mulțumesc. Doamna Laguta, acest minut aveți posibilitatea să vă adresați alegătorilor și să veniți cu un mesaj care doriți dumneavoastră. Stimați alegători, ați auzit că unica ce au obținut ei ca să aleagă poporul președintele. Asta eu consider că o potlăgărie mare, deoarece atunci când majoritatea voia să alegeți iarăși din trânsii, din toate partidele astea, pe urmă, ei nu o să facă nimic, dar o să-mi vinvească pe voi, că asta voi ați ales și poftim, vedeți, dacă așa și trăiți mai departe 4 ani. Eu vă asigur că eu am să schimb situația și cu minim de existență, fiindcă asta e o rușine, ei fur milioane și miliarde și trăiesc, dar poporul i-a pus minim de existență și acela încă nu primesc nici pensii. Eu vă asigur că suma totală de plată pentru serviciile comunale o să fie mult mai mică, deoarece cunosc cum să fac lucrul acesta și am luptat pentru asta. Eu vă mulțumim.
Vă mulțumim. Cu părere de rău, timpul acordat a expirat. Doamna Lagota, din contul statului, cât timp am eu pentru... Doamna Lagota, domnul Vovc, vă mulțumim pentru prezența în studio. Nu ezitați să vizionați și următoarea dezbatere electorală ce va avea loc la 20 octombrie la ora 19, moderată de colega mea Ludmila Belcincova. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția acordată. O seară liniștită în continuare.